venit. Primul cântec o să-l dedic domnului primar, pe care îl cheamă Constantin, la fel și tuturor măriilor și marianilor de astăzi. Și dacă mă ui mai bine, Constantine, Constantine, neagră-i cam așa pe tine. La 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 la. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai potrezi trupul. La 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 la. Mărie privighetoare, ce când noaptea pe răcoare, o să-mi dea-r și te-ar bate perioara ta stă noapte, că pătăiu de la spate. Și am cu cine că am băiat, am și
fată. Fată. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândri și am cu cine, că am băiata și fată. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândri și am cu cine, că am băiata și fată. Și fată, cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândri și am cu cine, că am băiata și fată. Bravo! Dar bădița mai o
있어.
domnului coordonator Dani Făsoi și în ultimul rând domnului primar Constantin Bănacu, care de atâția ani cu generozitate ne găzduiește aici la Brâu de Aur, la Bărbătești. Zâmbiți? Vă mulțumim încă o dată. Ajungem tot în sudul județului. Inimosul preot Adrian Catana a câștigat prețuirea comunității atât prin iubirea duhovnicească împărtășită semenilor, cât și prin actele de cultură pe care le înfăptuiește, printre acestea numărându-se și păstorirea destinelor ansamblului Mireasma Zorilor al parohiei Nemoiu. Cu participări numeroase la evenimentele organizate de Centrul Creației Populare Vâlcea, copiii de la Nemoiu nu puteau lipsi de la Bărbătești, între cele două comunități stabilindu-se o puternică prietenie. Doamnelor și domnilor, de la Amărăști, ansamblu Mireasma Zorilor. Amar, 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 amar
Oh.
Și mă rog, Doamne, așa, să mă țină viața mea, să am bani, să am putere, să-mi mă feri de rele. Și mă rog, Doamne, așa, să mă țină viața mea, să am bani, să am putere, să-i pot feri de rele. Și o să crească mare fata, numai să cum nu e alta, și o crește băiat înalt, ajutorul mamei drag. Și o să crească mare fata, frumoasă cum nu e alta, și-o crește băiat înalt, ajutorul mamei drag. Nu țin la sufletul meu cum țin la băiatul meu, nu țin nici la viața mea cum țin la fetița mea. Nu țin la sufletul meu cum țin la băiatul meu, nu țin nici la viața mea cum țin la fetița mea. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu e alta, și-o crește băiat înalt, ajutorul mamei drag. Și-o să crească mare fata, frumoasă cum nu e alta, și-o crește băiat înalt, ajutorul mamei drag. Ha 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 ha!
mulțumim membrilor ansamblului Mireazma Zorilor de la Amărești, aparținând parohiei Nemoiu. Îi mulțumim la rândul ne părintelui Adrian Catană și, în ultimul rând, Mădălinei Gionea, studentă la Facultatea de Litere și fiica o comunei, cea care se ocupă împreună cu părintele Adrian Catană de coordonarea acestui frumos ansamblu în forma nouă. Domnul primar va face oficiu de a vă mâna diploma și brâul și, bineînțeles, să facem fotografia de rigoare. Și dacă ne-am obișnuit să spunem că Banatul e Fruncea, astăzi Sudul este Fruncea și rămânem în zona de sud a județului Vâlcea. Rămânem în zona de sud, cum spuneam, a județului Vâlcea, la Valea Mare, de unde vine ansamblul de dansuri fete Glasul Cernei, înființat acum 12 ani de profesorul Dumitru Tudor. Membrii ansamblului au fost prezenți la evenimente precum Priborul Tinereții la Crețeni, Zilele Culturii Populare la Sibiu și București, Festivalul Călușului și Rineasa. Anul acesta au obținut locul întâi prin stand cu Maria Magdalena la Festivalul Concurs Tinerețe Mândră Floare de la Pietrari, dar au fost prezenți și în emisiuni televizate la TV Favorit, Etalon, Etno TV și Vâlcea 1. Haideți să le primim cu aplauze pe dansatoarele de la ansamblu de dansuri Glasul Cernei, Valea Mare. You are.